Școala gimnazială Eugen Ionescu a premiat câștigătorii concursului național Școala cu ceas. 10 de copii și-au testat cunoștințele la materiile lor preferate, geografia sau istoria, reușind să obțină premii importante. Astfel, cu toții au fost premiați în cadrul unei festivități organizate de școala lor. Sunt bucuros că să fiu astăzi alături de colegii mei care au obținut rezultate deosebite la acest concurs interdisciplinar. Școala Eugen Ionescu demonstrează încă o dată că are întotdeauna profesori dedicați, are întotdeauna elevi care își doresc să muncească, ambițioși, și obțin, așa cum vedem, rezultate deosebite. Ne mândrim cu acest lucru. Ne simțim foarte bine. Putem să spunem că deja avem o tradiție în participarea la acest concurs cu destul de mulți elevi. Rezultatele sunt pe măsură. Putem să spunem că după fiecare participare, rezultatele au fost din ce în ce mai bune, experiența s-a clădit, copiii au înțeles strictețea acestui concurs și au adus acasă niște rezultate foarte bune. Meritul este în totalitatea lor, munca a fost în echipă, dar putem să spunem că meritul este doar al lor. Elevii noștri au obținut aceste rezultate datorită determinării, concentrării, dar și în urma unei munci puternice la clasă și pregătirii suplimentare la școală. Sunt recunoscătoare și bucuroasă că foarte mulți elevi și-au exprimat dorința de a participa la concursul național de geografie Școala cu ceas și că această dorință pornește din lecțiile atractive pe care le desfășurăm la clasă, lecții care se bazează pe un dialog permanent, dar și materialele suplimentare care totuși completează această pregătire. Sunt foarte bucuroasă și foarte mândră, având în vedere că sunt la începutul carierei mele și să am rezultate, bineînțeles datorită copiilor și muncii pe care ei au depus-o asidu, atât după program cât și în timpul lor liber. Mândri că au reușit să obțină aceste premii, dar și emoționați, elevii au vorbit despre dragostea lor pentru aceste două materii. Mulți dintre ei și-au exprimat dorința de a participa la acest concurs și anul următor. Mă simt foarte bucuros și știu că o să fiu răsplătit în viitor pentru acest lucru și mă ajută și pe mine în viață. A început înainte chiar să facem la școală pentru că îmi plăcea mai mult astronomia și citeam legat de geografie în manuale mai vechi pentru că fratele meu e mai mare și am învățat de la el această pasiune. Am avut o hartă, niște grafice despre rase, ce am învățat și la clasă. Eu nu mă așteptam să câștig, sincer, mă așteptam să iau 80 și ceva de puncte și m-am mirat că am câștigat, pentru că nu mi s-a părut foarte greu, da. Am descoperit dragostea pentru istorie anul trecut, când am început să citesc despre regimurile din perioada interbelică și din al doilea război mondial, de conducătorii care conduceau țările, mai ales cele majore, dar chiar toate. Cum a fost acest concurs pentru tine? Mediu, la un nivel mediu. N-a fost nici foarte sus, nici foarte jos. Și cum te simți că ai câștigat? Fericit, foarte bine. Profesorii s-au implicat foarte mult și m-au făcut să înțeleg foarte bine istoria. Și în principal mă pasionează bătăliile și războaiele. Îmi place mie foarte mult ca și materie și chiar vreau să continui să mă axez pe geografie. Chiar plănuiesc să merg la o facultate de geografie la București pentru că mă pasionează și mereu când o învăț, învăț cu pasiune, nu o învăț pentru că vreau sau pentru că trebuie. O învăț pentru că îmi place mie mult și vreau să mă axez pe ea. Pentru mine a fost destul de ușor, cu excepția câteva întrebări, dar pentru o persoană care nu-i place geografia sau care nu vrea să aibă legătură cu geografia în viitor, ar putea să spună că a fost destul de greu. Mă simt foarte bine, clar puteam face mai bine dacă puneam mai mult efort. Sper să fac mai bine la anul și la alte concursuri în anul acesta și sper să continui tot așa. Aproximativ 28 de copii de la școala gimnazială Eugen Ionescu au participat la concursul național Școala cu ceas, dintre care 19 au reușit să obțină premii.